Benjamin Netanyahu, aflat desigur în legătură directă cu noi. Bună dimineața, domnule Bună doctor! dimineața! Așadar, dați-mi voie să încep cu domnul doctor Herman Berkovits, pentru că vrem să aflăm care este situația acolo. Am văzut datele de ultimă oră. Teoretic, ar trebui ca astăzi Anthony Blinken să revină în Israel. De la ora 9 ar trebui ca acea graniță spre Egipt să fie deschisă pentru civilii din Gaza și în același timp vedem că în continuare se pregătește armata pentru a intra cât mai mult în Gaza. Vă rog să ne spuneți dumneavoastră care sunt ultimele date de la fața locului, domnule doctor. Situația noastră este că noi continuăm războiul. Vedeți dumneavoastră, cum a spus și dumneavoastră, am atacat în această noapte cel mai, mai tare bombardament în Gaza și Gaza. Chiar în, am bombardat ieri și partea de nord, infrastructura militară al teroriștilor de la Hezbollah. Vreau să vă spun că, dragilor, cum a spus dumneavoastră, se deschide astăzi la ora 9, la fâșia dintre Egipt, acea trecere în Egipt, pentru cei cu două persoanele care au două buletine. Deci 5 ore. De asta propun că românii care trăiesc în Gaza sau româncile care trăiesc au posibilitatea să părăsească Gaza în aceste 5 ore. Deci este 5 ore că este deschisă această fâșie. Vreau să vă spun că noi trăim o tragedie mare. Acele 1300 de morți care nu vor fi mai mulți, deoarece avem foarte mulți răniți foarte grav internați în aceste spitale, care deja sunt aproape 4.000 de răniți, și acei 155 de ostatici fac o tragedie peste noi. O tragedie generală. Noi am fost atacați. Nu trebuie să uităm. Am fost atacați și vreau să vă spun, pur și simplu mă uimește faptul că deja încep să apare voci în Europa sau chiar și în România, am văzut, care încep să ne spună că noi facem noi vrem să omorâm pe aceste persoane din, sau civilii din Gaza. Noi nu vrem să omorâm pe ei deloc. Noi vrem ca să le... Noi le-am dat de mâncare, le-am dat energie, le-am dat de toate, le-am dat licitate și apă și tot. Și cei ce ne-au dat, ne-au dat rachete pe care 17 ani trebuie să le suportăm și eu suport. Știți dumneavoastră câte ori au trecut rachetele peste capul meu? Știți dumneavoastră câte ori au explodat rachete lângă mine? Și nu este cine în Israel că n-a prins aceste rachete noastre? Știți ce înseamnă aceste rachete? Nu numai faptul că fac o gălăgie groaznică și un bun groaznic, dar și o distrucție formidabilă când ajung la pământ și pur și simplu, vă dați seama, și noi avem copiii noștri și noi avem familiile noastre și fiecare are grija lui, cum am eu grija mea, de aceea nepoată dragă pe care o am, a luptătoare în sudul Gazei, și tot timpul mi-e teamă și mi-e ceva fi. Eu sunt umit de faptul că sunt acele demonstrații anti-izraelene, unde se strigă tot timpul moarte evreilor, moarte Israelului, și credeți-mă că nu va veni mult timp și vor fi și moarte creștinilor. Dar noi știm foarte bine că acest război este un război între întuneric și între lumină. Noi suntem cei care suntem poate ultima obstacol în fața acestei invazii barbare. Dați seama că care este ideologia în fondul islamismului? De a cuceri Roma, de a cuceri Europa de vest, de a cuceri Americile, cel două Americi, după aceea Europa de est. Asta este ideologia și lumea crede că nu e adevărat. Așa cum noi, foarte mulți din Israel, n-am crezut că Hamasul va face ce a făcut și va intra și va ucide și nu, știți de la toate tragediile și toate lucrurile. Adică avem și acum sute de oameni carbonizați. Nu-i putem identifica. Încă după 10 zile nu-i putem să-i mormântăm și la evrei este important să fie mormântați în acea zi. Nu-i putem să-i mormântați că nu avem identificare. Au fost arși. Au fost tăiați capetele, mâinile, picioarele, despicați. Niște lucruri care în perioada poate al punilor și a Gengis Hanului sau când au fost aceste lucruri. Astăzi este această formațiune teroristă, este o formațiune națistă, este o formațiune urâtă, pur și simplu nu este astăzi în Israel cineva, nici conducător din partea dreapta sau stânga care
vor să facă pace și toată lumea spune același lucru. Trebuie distrusă această formațiune teroristă.